Evreii aveau motive să spună că Dumnezeu este al lor și ca atare îl binecuvântau. Dar el a murit Domnul pe evrei, ne referim la ucenici, că urma să fie și Dumnezeul nostru, să fim și noi un popor al Lui. Așadar avem și noi motive să-L binecuvântăm, slăvit să-I fie numele. Vă doresc tuturor să faceți parte din acest popor binecuvântat. Amin. Din această împărăție care va dăinui veșnic. Lăudat să fie Domnul. Aș vrea să privim în Evanghelii la ceea ce am putea numi printre ultimele predici ale Domnului, Matei 24, Luca 13, Luca 17, Marcu 13, Luca 17, 21. Vă citesc pentru început din Luca 21, unde spunea Domnul Iisus Hristos, citesc de la versetul 34, luați seama la voi înșivă. Deci este o lecție ce necesită o introspecție, fiecare să se autoevalueze, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu buibară de mâncare și băutură și cu îngrijirul vieții acesteia și astfel ziua aceea, e vorba de ziua de apoi, să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aș vrea să rețineți aceste cuvinte, lângă care vă citesc tot de aici și versetul 25 și apoi vă pun o întrebare. Vor fi semni în soare, în lună, în stele și pe pământ strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și avalul oamenilor și vor da sufletul de groază în așteptare lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Lucrurile care se vor întâmpla înainte de venirea Domnului. Cum vor fi? De groază, cum am citit în versetul 25 și 26 sau cu îmbuibare, cum am citit în versetul 34? Acum ce va fi? Groază sau îmbuibare? A spus Domnul în aceeași predică și referitor la aceleași vremuri. Ba mai mult am citit că ziua aceea va veni ca o surpriză. Știți că Domnul spune în Matei 24 și voi fiți gata că Fiul Omului va veni, nu știe nimeni. Asta e de înțeles. Dar scrie tot acolo că în ziua în care nu vă gândiți. Deci se pare că lucrurile vor fi foarte amestecate. Și cum spune la un moment dat, pe alocurea va fi una, altă, o nenorocire. Cum scrie în Apocalipsa, vine o orgie, o puțină pauză, iar vine altceva. Și în acest context, într-un amalgam, nici chiar credincioșii nu vor putea să spună nici măcar cu aproximație să spun așa. Asta înțeleg din cuvintele Domnului care a spus, citesc exact versetul Matei 24 cu versetul 44, va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Surpriză. Că dacă ar fi tot bine, ar fi într-un fel, dacă ar fi tot rău, ar fi în alt fel. Dar va fi când bine, când rău, aici bine, acolo rău. Dar slavă Domnului că după aceea va fi numai bine pentru vecii vecilor. Dar și de alții va fi rău de tot. Pentru vecii vecilor. Diferența va fi puțin spus enormă, eternă. Aș vrea să vă îndemn așadar să ne cercetăm, să cercetăm spusele Domnului, să vedem cum putem să fim pregătiți pentru lucrurile acestea care vă citesc tot de aici, îmi preiau ideea din spusele Domnului, de exemplu, zice în Luca 21 cu versetul 9, veți auzi de războaie, răscoale, să nu vă spământați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. De ce trebuie să se întâmple aceste lucruri? Asta e întrebarea la care vreau să răspundem cu Scripturile. De ce n-ar putea să vină ziua Domnului așa frumos și să ne ducă în Sfânta Lui împărăție? Că noi ne rugăm cum ne-a învățat, Doamne, vie împărăția Ta,
și facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ să fie Domnul nostru împărat peste toate și pentru totdeauna. De ce trebuie să se întâmple aceste lucruri? Vă citesc Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 4. Dar îmi răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu. Și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 11. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 24. Se vor scula Hristos mincinoși, proroși mincinoși. Cum vor reuși să înșele pe mulți? Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Doamne, de ce trebuie să se întâmple nu doar evenimentele să fie de avalmă, dar și învățăturile să fie amestecate, și proroși să fie, și bun, și răi, și adevărul, și minciună? De ce? Nu poate Dumnezeu să controleze situația? Bire și diavolul în parte? Care este rostul acestor lucruri? În a doua Tesaloniceni, la capitolul 2, în același context, este scris de la versetul 9 de minuni, de semne, de puteri mincinoase, care vor culmina în final, dar pe tot parcursul sunt, și cu toate amăgirile nelegiuirii. Și acum ascultați cu atenție. Pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că, ne-am pus întrebarea de ce și răspunsul începe cu pentru că, n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină, deci iată motivul, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Deci Dumnezeu lasă libertate de alegere. Dacă în grădina Edenului, așa să o luăm de la început, n-ar fi intrat șarpele acolo, am spune noi că Adam și Eva trăiau fericiți, dar Dumnezeu, asta încât pricepem noi, că sunt lucruri care sunt dincolo de priceperea noastră, a îngăduit ceea ce eu numesc clauza nefericită a grădinii Edenului. Să intre diavolul acolo și să le propună altceva. Și a apărut grozav. Auzi, să fii ca Dumnezeu, îți dai seama. Ei știau ce a făcut Dumnezeu, totul era proaspăt, nu? Putem deveni și noi ca El. Și părea pomul atrăgător, bun de mâncat, plăcut de privit. I-a costat alegerea. Dar inclusiv Domnul Iisus Hristos, cel de-al doilea Adam, nu doar primul, și între ei toți și după aceea iarăși toți, a avut de ales. A venit diavolul și a făcut ofertele acelea în pustie. În primul rând a spus că vrea să-i dea să mănânce. Cu ce să începe altceva la un om care n-a mâncat de 40 de zile, nu? Și părea diavolul foarte nevinovat. Nu luăm pâine de la nimeni, nu trebuie să deplasez nicăieri o piatră de aici, nu ia nimănui, a Creatorului, îți aparține, servește aici. E o primă minune, oricum trebuie să înceapă lanțul minunilor, ce părea păcătos și periculos în asta, nu? Dar apoi diavolul nu s-a răbdat mult și a vrut să spună de fapt ce dorește. Ce dorea diavolul mai mult, să-i dea Domnul Iisus împărățiile lui sau să-i se închide Domnul Iisus lui? Aha, acolo l-aș întrerupt Domnul Iisus, gata, te-am lăsat să ajungi până aici, că de aici vroiai. Dar spun, Domnului Dumnezeului tău să te închizi și numai lui se slujește. Dragii mei, suntem puși noi în fața acestor alegeri. De aceea trebuie să se întâmple. Să ne dăm votul veșniciei. Cu cine? Cu Domnul pe sistemul și principiile lui? Sau cu Satan? Cartea Apocalipsei ne prezintă două scaune de domnie.
Ioan este răpit în cer, Apocalipsa 4, și ce atrage atenția mai întâi? Un scaun de domnie pe care ședea cineva. Curcubeu, o aură de serafim, un car de heruvim. Dar, răsfoind cartea, aflăm că Balaurul avea și el scaunul de domnie și spune bisericii din Pergam că a fost omorât unul acolo, un scaun de domnie al satanei. Fiecare vrea să-și atragă închinători, susținători. Dar noi vrem să fim cu Domnul, așa? Știți cine scapă? Dacă am citit că vor înșela pe mulți, chiar că trebuie să ne sesizăm, să nu credem noi că din oficiu suntem între cei puțini care biruim așa, simplu de tot, nicio problemă. Știți cum a zis Petru, da? Îți vezi că e pericol. Cu mine? Scuze. Ăștia l-ați poate, dar eu. Cine a pățit-o primul? Tovarășul eu, nu? Da. De aceea Domnul, deși știa cine Iuda, știam de atunci, i-a lăsat pe toți să se întrebe, oare nu sunt eu? Deci gândește-te la eu, cum mi-a pus Domnul pe ucenici să se întrebe, nu cum privea Petru. Oare nu sunt eu cel care risc? Vor înșela pe mulți. Din Apocalipsa 12:9 scrie că satana înșeală întreaga lume. Cum l-a înșelat pe David, eroul Israelului, și nu doar din Valea Terebinților, an de rândul. Cu ce l-a înșelat? La ce vârstă? Făcând calcul la vreo 50 și ceva de ani l-a înșelat cu o femeie. De ce n-avea femei? Avea cât i-ar fi trebuit. Dar diavolul este periculos. Vine cu ce-ți place, îți cunoaște nevoile, cum acum inteligența artificială, prin fel și fel de programe. Mai puțin, dacă tu cauți ceva, imediat îți apare o reclamă cu obiectul căutat. Dacă oamenii sunt în stare de o asemenea inteligență, da, satana se pricepe, știe ce merge, știe ce cauți. Dar am citit acolo în Matei 24:24 că pe unii nu-i poate păcălii, ar fi cât pe acida, nu se descurcă. Până acolo se înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Ăștia sunt speciali. Spune Scriptura în Cartea Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14, și cei chemați, aleși și credincioși care vor fi cu el, vor birui. Și scrie tot acolo în Matei, nu mai caut toate versetele, că atunci când vor veni îngerii să adune, știți pe cine adună? Pe cei aleși. La Dumnezeu este interesant. Spune în Romani 8 că El întâi alege și apoi cheamă. La noi lucrurile sunt invers. Întâi suntem chemați și apoi alegem, nu? Nu pot alege până n-am invitație. Și tocmai alegerea noastră va arăta că alegerea Domnului a fost bună și că vom fi cu El pentru vecii vecilor. Dar care sunt aleși și cum alegem? Am citit din 2 Tesaloniceni 2 până la versetul 12, cred, și zice de la 13 în continuare, noi însă, prea iubiți frați în Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, pentru că de la început Dumnezeu v-a ales. În Efeseni nu zice că de la întemeierea lumii, dar cum? Pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Că asta am citit mai sus, că cel ce primește dragostea adevărului, cine a ales deja, pentru el minciuna nu mai are nicio valoare. Cum zice în Proverbe, că dacă tu iubi pe Cântarea Cântărilor 8:6-7, dacă tu iubești, apoi poți să vină cineva să-ți dea toate averile, n-are decât dispreț. Că e interesant în Cartea Apocalipsei, că unii se tem să nu vină satana să-și ștampileze cu 666. Știți ce e încântător în Apocalipsa? Că întâi pecetulește Dumnezeu și diavolul ștampilează numai ce rămâne. Și că grija mea trebuie să fie să mă aleagă Domnul, adică să-L aleg eu pe El, adevărul Său, o pocăință curată, să trăiesc frumos. Și Dumnezeu ne va păzi și ne va veghea.
Și această confruntare de la urmă nu va avea rolul decât să arate demarcația, separația. Scrie în Ioan 14, e ceva interesant acolo, eu cred că Domnul a fost isitit mai tare la cruce decât în pustie. Cel puțin asta spune Biblia, că acolo l-a biruit pe diavolul, la cruce. Ioan 14 cu versetul 30, nu voi mai vorbi mult, era ultimele seri cu ucenicii, vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar de ce vine? Ascultați, versetul 31, vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Numai atunci când ai proba, să spun așa, să zic, să mă înțeleagă fetele pe unde aveți fete, pe aici, dacă vin doi băieți, care e proba că respingi pe unul? Că l-ai ales pe celălalt și nu renunți la el. Valabil și pentru un băiat în raport cu o fată. A spus Domnul Iisus, vine diavolul, dar acum se vede că eu l-am ales pe Tatăl. Nici crucea nu mă desparte de el. Și orice ar veni, noi să rămânem cu Domnul. Și să știe diavolul că nu l-am vrut, nu l-am ales, nu agrem sistemul său, în noi este dragostea Tatălui și nu dragostea pentru lume. Pot să spună diavolul, uite ce vă ofer! Se spune cu lucruri din astea vii, termen de expirare mâine. Tu nu știi că Dumnezeu ne dă lucruri care nu expiră? Că avem o moștenire neîntinată, nestricăcioasă, păstrată în cerul pentru noi. Dar diavolul vine, că îți dă acum. Domnul ne dă pentru veci. De aceea, dragii mei, această alegere, opțiunile apar ca noi să ne decidem cu cine și cu asta vor rămâne pentru veșnicie. Mi-a povestit un frate slujitor de la Cluj că a fost invitat să boteze o bătrânică, într-o familie nu era nimeni pocăiți. S-a întrebat-o, cum te-ai decis? Zice, am visat într-o noapte că a venit un sol la mine din cer și mi-a zis, tu te-ai priceput în viață să brodezi, brodează un chip al Domnului Iisus și una Marie Fecioară. Și-a spus la familie ziua de după noaptea cu visul. Ce să mai brodez, era bătrânică, acum nu mai tremurau mâinile. Noaptea următoare visează că vine din nou solul și spune, ai făcut ce ți-am zis? Și am visat, zis, da, le-a făcut de aici. Și îngerul i-a zis, nu poți cu amândouă, alege unul. Și a zis, Maria Fecioară a fost deosebit, dar Domnul Iisus a murit pentru noi. Eu le aleg pe el. Și înainte de a se încheia visul, solul i-a zis, dacă l-ai ales pe el, a lui vei fi pentru vecii vecilor. Și a priceput ea. Și când s-a trezit, a spus la copii, nepocăiți, duceți-vă pocăiți. Din visul ăsta eu înțeleg că și pocăiți-ți numai cu Domnul Iisus, fără Maica Fecioară. S-a botezat și povestea fratele că le-a zis surorile, mergeau să o viziteze pe noua lor soră în credință. Și mai încerca să povestească cum ești, ce faci, ce te mai doare. Lăsați-mă cu astea căsătulă de viață. Hai să cântăm despre Domnul Iisus, că eu l-am ales pe el. Și-a zis familia, și noaptea înainte de a muri, cânta despre Iisus al ei. Noi l-am ales, pentru că am înțeles că ne-a ales el întâi. Și nu vrem altceva. Nu ne trebuie și dacă sclipește. A Domnului să fiți, amin. Citeți mai departe. Scrie aici în Luca 21, versetul 9, veți auzi de războaie, răscoale, pe locurile vor fi mari cu tremure de pământ, foame, ticium, vor fi arătări spământătoare, semne mari în cer. Dar de ce trebuie să se întâmple asta? Că așa spunea evanghelistul Marcu, zice în 13 cu 7, lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar de ce? Că nu ne place să purtăm masca asta, nu? Mai fie și un cutremur, ceva secetă, nenorociri și în altă parte, că avem rudenii, că ne-au împărțit peste tot, împrăștiat în toată lumea. De ce trebuie să se întâmple asta? Biblia ne răspunde de ce. Spune Scriptura în cartea Levitic, vă citesc în capitolul 26 despre felul lui Dumnezeu de a fi. Levitic 26, subtitlul blestemul de la versetul 14. Dacă nu veți asculta și nu veți împlini, versetul 16, iată ce voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea, frigurile
Versetul 17, mă întoarce fața împotriva voastră. Versetul 18, dacă cu toate acestea, deci care e rostul lor? Dacă cu toate acestea nu mă veți, vă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Versetul 21, dacă și după acestea vă veți împotrivi și nu veți voi să vă mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult. Nu e așa și în Apocalipsa? Altă urgie mai grea. Întâi peceți, apoi trâmbiți, apoi urgii. De ce le lasă Dumnezeu? Ca oamenii să se trezească și să-L asculte, să se întoarcă la El. Dumnezeu nu prăpădește lumea dintr-o dată, că a venit, a trimis pe Fiul Său să nu s-o piardă și să o mântuiască. Spune Scriptura, vă citesc din profetul Amos, din capitolul 4, versetul 6. Eu de partea mea v-am trimis foamete, finalul versetului, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. De ce ar aștepta Dumnezeu, de exemplu, după boala asta? Să se întoarcă oamenii la El. Dacă nu se vor întoarce, o să vină alt prăpăd. Și ne întrebăm, Doamne, dar de ce trebuie? Să se trezească oamenii, să mai recuperăm ce se poate câștiga. Și scrie mai departe prin profet alte nenorociri. Versetul 9 și în final, iară, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Oare, cum zice în Isaia 1, ce pedepse să vă mai dea? Uneori Dumnezeu așa lucrează cum am lucrat noi cu niște părinți, dai un ueluș așa cu inimă și mână de părinte la copil și spui, băi, lasă asta, bă, nu vrea, e mai dai odată, nu? Atinge a treia oră mai tare, să se trezească oamenii. Dar nu fac și oamenii așa? De exemplu, dacă e o boală în trup, încearcă să trateze, nu se poate trata, până la urmă taie piciorul, nu? Taie numai degetele. Nu se poate, se duce cangrena. Taie toată lava piciorului. O taie pe sub genunchi, o taie și pe deasupra de genunchi. Poate, poate, se vindecă. Înțelegem noi de ce trebuie să se întâmple aceste lucruri? Vrea să ne pocăim pe vreme bună sau pe vreme rea? Așa printre ploi, nu? Cum spunea odată un tânăr, frate, eu am fost oaia neagră, oaia rătăcită, am găduit Domnul o boală, am avut ocluzie intestinală, am ajuns în comă, păi am stat în spital multă vreme, iar până mi-a revenit, dar eu zic, da, în care din momentele astea te-ai pocăit tu? Și nu mai știu. Și cred că pe când m-am trezit din comă. Adică trebuie să te ducă Dumnezeu până acolo să realizezi că nu-i bine ce faci. Că vrea să te trezească. Scrie în plângeri în capitolul 3 că Dumnezeu nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor. Și tot acolo scrie că apoi se îndură de noi. Sau cum spunem psalmul 103, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul. Hai să ne întoarcem la El. Cum zice în Osea, că El ne-a lovit, dar tot El ne va da viață. Mărit să fie Domnul. Și se va întâmpla pe parcurs, scrie asta în Apocalipsa, că unii oameni tot nu se vor trezi. Vă citesc asta, scrie în capitolul 9, în 16. 9 cu versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit. 16 cu versetul 11. Și-au hulit pe Dumnezeu cerurilor și nu s-au pocăit de faptele lor. Aceste pedepse au un ecou de trâmbiță să se mai trezească unii. Și am auzit o vedenie ce mi s-a părut după Biblie. Pandemia asta era văzută ca un nor care a plecat așa din răsărit, s-a dus până spre apus, dădea să întoarcă înapoi, oamenii au crezut că se retrage și a apărut un înger lângă norul acela cu o sabie și s-a așteptat să-l lovească și să disperseze. Dar nu s-a dispersat. Eu cred că Domnul se uita la oameni să vadă reacția. Și din norul acela s-a făcut o ceață așa care s-a împânzit și niște îngeri așa cu trâmbiți strigau deșteptare. Și a zis, băi, vedenia asta e după Biblie. Că asta vrea Dumnezeu, să ne trezim.
și cei ce nu se vor trezi, deși Dumnezeu va accentua gravitatea pedepselor, cum zice în Proverbe, cine se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Doamne, nu ne lăsa! În final, dragii mei, m-am gândit la asta, vă rog, analizați ce vă spun. Dumnezeu va trebui să aibă foarte întemeiate motive să distrugă lumea de tot. Și o va face numai cum scrie în Apocalipsa 14, sau cum am văzut în Ieremia 24, două coșuri cu smochine, că nu mai este nimic de recuperat. Totul e putred. Cum scrie în Genesa 6, înainte de potop. Orice inclinație a omului nu mai spre rău, n-am avut Dumnezeu ce să recupereze. Acum, atacul furibund împotriva lui Dumnezeu. Nu doar că au vrut să demonteze familia, acum vor să demonteze omul, cu genetica, cu inteligența artificială, vor să-i strice la Dumnezeu opera. Nu știu cât o să-i mai lase, până când o să spună că El e stăpân. Se zice Apocalipsa 11 că se va scula Dumnezeu să-i oprească pe cei ce prăpădesc pământul și se va spune, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru a Hristosului Său. Și scrie mai departe frumos, și El va împărăți în vecii vecilor. Și n-a mai fi nicio catastrofă pentru vecii vecilor. O să uităm de ce sunt alea cu tremure, inundații, boli. Nu se va mai povesti de asta, în Rai nu se studiază istoria. O să fie frumos de tot. Dar, Doamne, ajută-ne să ne pocăim, să Te alegem pe Tine și să știm că orice nouă pedeapsă care vine îngăduită de Domnul are scopul să mai salveze ce este de salvat. Știți cum s-au dus îngerii la Lot și au zis, pe cine mai are aici? Hai să-i scoatem că e mare strigăt împotriva cetății. Dumnezeu este nevoit să ia măsuri radicale și în final vor fi măsuri finale. Și în al treilea rând, mai spune Domnul de ceva aici. Hai să citim, de exemplu, Marcu 13, că aici. Versetul 9. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soborul judecătorești, veți fi bătuți în sinagogi, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorului, înaintea împăraților, să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propădită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinilor, să nu vă îngrijorați mai din etic cu privire la cel ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi s-a dat să vorbiți în ceasul acela, că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Ca proroci vor fi cei persecutați. Fratele va da la moarte pe fratele, tatăl pe copil, copiii se vor scula împotriva părinților și vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Asta înseamnă persecuție, chiar martiraj. Dar asta de ce trebuie să fie? Că știți cum ne gândim noi dacă suntem mireasa Domnului, apoi de ce să ne îngăduie Domnul pe aici? De ce a îngăduit că se moare acum masiv pentru Hristos în țările comuniste? În China s-a năsprit pregoana foarte mult în ultimele luni. În țările musulmane, în India, au plan, parcă la zi, câte biserici se distrugă, câți misionari se omoare. Doamne, asta de ce trebuie? Observați, cuvintele astea Domnul le-a spus în raport cu nevoia ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Dar nu reușim noi cu Evanghelia să ajungem la toți. La oameni mari, la împotrivitori. Vă rog să prindeți secretul ăsta ce ni l-a descoperit Domnul. Scrie în Luca 21, ca să fiu punctual, 13, aceste lucruri se vor întâmpla ca să fiți mărturie și Evanghelia să slujească de mărturie. Numai slujbele din biserici, chiar și emisiunile noastre la radio sau prin alte mijloace media, nu face să ajungă Evanghelia la toți. Dar când se dă o lege împotriva creștinilor, când se ajunge la martiraj, vrând nevrând, toți aud că există pocăiți, că există Biblie. Și este un fel ciudat pe care îl provoacă tocmai ei ca Evanghelia să ajungă la cunoștința tuturor neamurilor.
În parte, persecuția este în relație cu ce vă spuneam la punctul întâi, ca să se dovedească alegerea noastră, că rămânem cu Domnul și la moarte, cum au spus cei trei, noi ne-am ales Dumnezeu căruia ne închinăm. Indiferent că rămânem să avem treburile ținutului Babilonului sau un cuptor. Și Dumnezeu a dovedit că este cu ei. Și aici așa am citit că atunci va fi Duhul Sfânt peste acele persoane, mărit să fie Domnul. Dar așa trebuie să ajungă Evanghelia să audă toți. Și președintele când semnează decretul, nu? Măi, există ăștia. Până atunci n-ai vrut să știe, poate. Spunea fratele Ioan Orobez de la Kamenka, din Ucraina, l-am auzit eu cu gura mea, urechile mele, cum a spus cu gura lui, a dus în închisoare. L-a bătut, i-a zburat dinții din gură. Am zis, cel mai mare har l-am avut atunci, în timp ce mă bătea. Și a ajuns, după gratie, a zis, Doamne, știi, pentru Petru ai avut un înger să-l scape, îngerul acela nu mai face serviciu. Dacă mă rog, nu vine, nu-l trimisi la mine? Și s-a rugat așa ca un om al Dumnezeu. Și a zis că a fost în vedenie, venit spre un înger. Bucurie mare că îl scapă, numai că din lateral a fost o ușă, o mână și a fost o voce. Nu acum, peste 8 ani. Condamnarea a fost mai mare, a făcut 8 ani de Siberia. Și mi-a povestit apoi în continuare fratele Michi de la Lespia din Maramureș, un medic veterinar de origine ucraineană, că i-a făcut fratele Ion cadou o Biblie în ucraineană. Și a zis, Michi, îți dau Biblia asta cu o înțelegere. Nu citești din ea numai stând pe genunchi sau stând în picioare. Dar de ce? Măi, Biblia asta a făcut 8 ani de pușcărie, măi. Asta a fost cu mine în Siberia. Dar cum nu ți-au luat-o? O să întâi am ținut-o ascuns. După aceea, a zis, lucra la o mină de cărbuni. Și nu le ieșea, știți cum era la comuniști, cu planul anual, cu cincinalul. Și erau supărați, că îi penaliza pe linie de partid și de stat. Și vorbește Domnul la moșul Ion și zice, spune să te lase să ieși tu în față și să citești tu din Biblie. Să ceri tu binecuvântarea peste toată instalația, că erau niște șine mai improvizate, să răsturnau vagoneții cu cărbun, nu ieșea producția. Și fratele, cunoscând vocea Domnului, iese în față, citește, cere binecuvântare, toată lumea s-a răsturnat în vagonet, aia și producția. Dar era uitat de Dumnezeu. După 2-3 luni, iar n-a mai ieșit producția. Spune, băi, să vină ăla cu cartea. Și au zis, vezi de ce a îngăduit Dumnezeu să fiu acolo, să știe toți ce putere are cartea asta. Să audă și politicienii, și deținuții politici, să audă și pușcăriașii, să știe toți. Iar pentru ce suferim, pentru asta plătește Domnul. Că scrie în Apocalipsa că cei ce au fost martiri vor învia, vor domni și vor avea o răsplată pe măsură. Da, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar nu sunt întâmplări, nu-i hazard, sunt lucruri rânduite de Dumnezeu. Cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, știți că a fost arestat, Petru a sărit cu sabia, eram cu niște frați slujitori zilele trecute și au zis, măi, să ne rugăm să în America să câștige care e mai bun aici, așa, să fie bine. I-am ascultat și apoi le-am zis, zic, voi ce vreți să amânați în venirea împărăției lui Dumnezeu? Lucrurile astea trebuie să se întâmple, noi ne rugăm să fie bine. Dar dacă o fi să treacă și valuri peste noi, Dumnezeu ne va veghea. Cum a promis lui Israel, nu te va neca apa, focul nu te va arde, că noi trebuie să ajungem pe noul tărâm în Împărăția Sfântă. Scriește despre Domnul Iisus, fapte 2:23, predica lui Petru. Le face rechizitoriu și apoi spune cine a programat toate acestea pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Că nu puteau ei să facă ceva. Știți ce le-a zis Domnul? Nu putea să mă prindeți până acum, dar n-ați putut. Că ăsta e ceasul vostru și puterea întunericului ca să se întâmple toate cele scrise. Se vor întâmpla și cele rele ca să facă loc să vină cele noi și bune. Și în încheiere, vreau să vă citesc cuvintele care le-am citit la început.
Că una e să știm că aceste lucruri trebuie să se întâmple și alta e să putem sta în picioare când se vor întâmpla. Luca 21, vers 34, a zis, lua seama, versetul 36, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Știți cât de mult se ruga Domnul Iisus Hristos? El avea nevoie de rugăciune atâta, toată noaptea, uneori, când și-a ales ucenici. Parte din noastră știți că scumpa mea soție a plecat la Domnul anul trecut, la sfârșit. Și am trecut pentru o perioadă mai grea, să spunem așa, și am observat. Și m-a întrebat cineva, cum reziști înainte, după aceea? Pentru că și slujirea necesită o anumită putere. Și am zis, am un singur răspuns. Cu multă rugăciune. Cum nu mă rog, cum sunt slab. Dar scrie în Filipeni 4 cu 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic. Ce va veni? Spunea Domnul, nu vă înspăimântați. Bun, doar așa stăm, nu ne îngrijorăm, ce o problemă, nu? Aduceți înaintea lui Dumnezeu toate cerurile, cu rugăciuni, cu mulțumiri. Și versetul următor este extraordinar. Versetul 7 din Filipeni, capitolul 4. Și pacea lui Dumnezeu, care trece orice, cum adică? Deci nu e o chestiune rațională. Eu știu că trebuie să rezist, îi am spus lui Dumnezeu. Nu. Când te rogi, când ții legătura cu Domnul în această părtășie sfântă, te inundă o pace. Nu știi când se rezolvă, nu știi când se rezolvă, nu știi ce urmează, dar Dumnezeu te păstrează. Fără rugăciune n-am rețetă pentru dumneavoastră. Fără rugăciune, fără post, fără a fi tot timpul în relație cu Domnul, să ne spună ce urmează, să stăm liniștiți, să ne întărească, să ne împuternicească, nu se poate. De aceea, faceți timp, nu știu cum și când, dimineața, peste zi, seara, vă sculați noaptea. Numai cine se roagă va rămâne în picioare. Prin rugăciune ne fortificăm ființele, Dumnezeu ne ține la curent. De ce credeți că Petru a cedat, deși s-a prezentat a fi viteaz? Nu în zadar l-a luat Domnul în grădină. I-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispite și dacă nu te rogi, cazi. Da, da. Nu-i nimeni uriaș. Domnul Iisus, cum vă spuneam, a avut nevoie să se roage. Și spunem Psalmul 32 cu 6. Orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Ce scrie mai departe? Și chiar de s-ar vărsa pe mar, pe el, nu-l vor atinge deloc, Doamne. Nu pentru că va fi, cum scriem Psalmul 20, noi ne rugăm, apoi ne ridicăm și rămânem în picioare. Mărit să fie Domnul. Nu știu în ce măsură țineți minte ce v-am spus, cum v-am tălmăcit scripturile, dar asta de la urmă v-am spus-o pe românește, să vă rugați mai mult, să pricepe, nu? Cât de mult? Mai mult decât v-ați rugat. Da, da. Pentru că evenimentele sunt de o intensitate mai mare. Cum a rezistat Daniel? Cu regimul lui de rugăciune. Nu se poate altfel. Rugați-vă individual. Domnul ne ascultă și unul singur. Spunea un frate din Oradea. A venit un greu peste el. A slăbit la sub 50 de kilograme, om la 40 ceva de ani, 7 copii. Pe moarte nu mai dau oameni nicio șansă. Nu mai putea nici să mănânce. Nu mai stare să conducă mașină. Și într-o zi, soția lui a zis, auzi, e dimineața, dimineața, adunarea e aproape, lasă-mă să mă duc la adunare. Rămâne și un copil de vreo 10 ani cu tine. Bine, dacă ceva fuge după mine. El a intrat în cameră, a încuiat ușa cum scrie și a început să se roage, să se roage. Și a zis, Doamne, Tu ai spus că dacă închid și mă rog, Tu auzi. Și ca să nu lungesc vorba, i-a zis, Domnul, Tu acum te-ai putea vindeca, dar n-ai credință. Roagă-te mai departe. Citește minunile Domnului din Evanghelie. Timp ce se ruga și se ruga. Și citea
A avut un duc de credință, o putere peste el și a spus, Doamne, gata, îți lămurit, ești aici. Ori eu mă ating de tine, ori tu mă atingi pe mine și mă vindec. În ziua aceea s-a vindecat. Copilul la ușă stătea cu încuiat ușa. Băi, tata se roagă în românești, în alte limbi, tare, eu nu putea striga tata. Știți cu e tata? Spune, hai Sami să mâncăm. El care nu mâncase de luni de zile mâncare obișnuită. Când a venit soția, el era sătul. Și de atunci 17 ani și sănătos. Rugăciunea rezolvă toate lucrurile. Pe fond de veghere, orice s-ar întâmpla. O, fie ca ziua aceea, să ne găsească, acum, figurativ vorbind în picioare, dar fizic vorbind, cel mai bine ar fi să ne găsească pe genunchi. Când de la spital m-a anunțat că a decedat soția, eram pe genunchi. Și zice, domnul Anca, vă anunțăm că soția dumneavoastră a decedat. Le spuneam la frați pe drum, când mă rugam atât de mult să nu plece, să rămână, am fost foarte legat, eram siamezi. Nu puteam accepta asta sub nicio formă, dar ne-a rugat. Și în clipa aceea de pe genunchi, am simțit că Domnul a trimis un înger lângă mine. Și am putut să trec cu bine peste toate cele evenimente. Nu prin puterea mea, totu-i harul lui Dumnezeu. Dar acest har nu vine din oficiu, numai dacă prin rugăciune ne recunoaștem dependența noastră totală față de Dumnezeu. Nu noi ne ținem, El ne ține. Dar dacă vreți să ne țină prin orice vom trece, să ne ținem cu amândouă mânuțile de El. Așa să le punem rugăciune, Doamne, nu numai de una ținem, mâinile a ridicat pe amândouă. Ține-mă Tu și voi fi biruitor. Amin.